Frigul sau COVID-19 nu știm încă foarte bine a început să taie din elanul băimărenilor de ieși din locuințe. Astăzi, pe străzile orașului, pietonii erau destul de puțini și foarte grăbiți, iar o parte din ei s-au dotat cu mănuși și măști de protecție, semn că au înțeles că trebuie să-și protejeze sănătatea. Din loc în loc mai puteau fi văzute rânduri răsfirate în fața magazinelor care vând alimente sau a băncilor unde oamenii s-au prezentat să-și plătească facturile sau să scoată bani de la bancomate. Piața izvoare era mai pustie decât într-o zi de duminică, vânzătorii de flori și nu cei de legume și fructe, fiind parcă mai interesa să-și vândă marfa. Și pe bulevard mașinile erau destul de puține în această dupamiază, în condițiile în care, la orele de vârf din zilele obișnuite, șoferii trebuiau să aștepte în coloane la semafoare și de două sau de trei ori. Comitetul județean pentru situații de urgență a anunțat în această dupamiază că structurile din Maramureș ale Ministerului Afacerilor Interne au făcut verificări pentru a vedea dacă cei care trebuie să stea în izolare se conformează. Potrivit datelor oferite presei locale, oamenii legii au dat 5 sancțiuni în valoare de 30.500 de lei pentru încălcarea ordonanței militare numărul 2. În județul nostru sunt izolate la domiciliu peste 2.100 de persoane și în carantină circa 350.